Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Morariu și vă propun să urmăriți cu multă atenție acest material în care va fi vorba tocmai despre atenție. În lumea necuvântătoarelor, atenția este foarte importantă. O pasăre care ciugulește semințele unei plante este atentă să nu fie atacată de prădători. O căprioară care își potolește setea la izvor este atentă la zgomotele din apropiere pentru a nu fi luată prin surprindere de animale de pradă. În lumea oamenilor, atenția este de asemenea foarte importantă în cele mai multe situații de viață. Spre exemplu, când se deplasează pe drumurile publice, oamenii sunt foarte atenți. Înainte de a traversa strada, pietonii privesc cu atenție semaforul, traversând doar când apare culoarea verde a acestuia. Pentru a respecta regulile de circulație, conducătorii auto urmăresc cu atenție indicatoarele rutiere întâlnite în timpul călătoriei. Care este părerea voastră? Au nevoie elevii de atenție pe parcursul activităților școlare? Desigur! Elevii au nevoie de atenție pentru a rezolva corect exerciții de matematică. Școlarii recitesc cu atenție propozițiile pe care ei înșiși le scriu pentru a nu uita semne de punctuație, pentru a se asigura că au scris corect cuvintele. Elevii ascultă cu atenție cântece noi pentru a reține mai ușor versurile și melodiile acestora. Vă propun și eu un exercițiu de atenție. Pentru început, va trebui să ascultați cu multă atenție o scurtă povestire. Să-l cunoaștem pe Luca. El este un băiat care a împlinit 7 ani în luna mai. Luca este serios, muncitor și săritor. Îi place foarte mult să-i ajute pe cei din jurul lui. El a învățat să citească foarte bine. Împreună cu părinții lui, merge des la spital ca să le citească povești copiilor bolnavi. Știe să interpreteze rolurile personajelor din mai multe povești. Îl preferă pe Făt Frumos, deoarece învinge mereu în lupta cu greutățile pe care le întâmpină. Acest personaj le dovedește copiilor că obstacolele pot fi depășite. Prin ceea ce face, Luca reușește să aducă puțină bucurie în sufletele copiilor din spital. Acum, vă invit să recunoașteți care dintre enunțurile următoare se potrivesc și care nu se potrivesc cu povestirea audiată anterior. Răspunde oral cu da sau nu. Verifică răspunsul dat oral cu răspunsul înregistrat. Luca este un băiat care a împlinit 7 ani în luna august. Nu. Luca este serios, harnic și săritor. Da. El adoră să ajute animalele din jurul lui. Nu. Luca a învățat să scrie foarte bine. Nu. Împreună cu părinții lui, băiatul se duce des la spital ca să le citească povești copiilor bolnavi. Da, Luca știe să interpreteze rolurile eroilor din mai multe povești. Da, îl preferă pe Neghiniță, deoarece învinge mereu în lupta cu greutățile pe care le întâmpină. Nu, Luca izbutește să aducă puțină bucurie în sufletele copiilor din spital.
Da. Vă propun acum și un joc care se numește Eșarfa Atenției. Grupați-vă câte trei sau câte patru. Pregătiți câte o eșarfă pentru fiecare participant. Unul dintre voi va fi conducătorul jocului. El va rosti enunțuri despre o poveste cunoscută, modificând uneori unele dintre întâmplări. Ceilalți vor flutura eșarfa atunci când propoziția rostită de conducătorul jocului nu se potrivește cu povestea anunțată de acesta. Apoi, după cinci enunțuri rostite, se schimbă conducătorul jocului, care poate schimba povestea. Vă doresc joc plăcut și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!